Politologul Cristian Părvulescu este invitatul nostru la această oră. Domnule profesor, bună ziua! Bună ziua! La o zi mai devreme pe președinte spunea că această criză va fi depășită, vom guverna în continuare. Domnule profesor, ministrii USR Plus sunt cu demisiile depuse, nu și semnate de președinte, asta iarăși e foarte important. PNL insistă în continuare, Florin Câțu are toată susținerea. Unde suntem? Care e ieșirea din această situație cu datele de astăzi, de la această oră? Demisiile sunt acte unilaterale de voință, ele nu pot să fie niciun fel oprite, nu se mai poate reveni asupra lor, dar oricum criza era deja în plină desfășurare și va continua. Astăzi știm că ar trebui să aibă loc o întâlnire între președinte și Dan Barna, dar Jean Cioloș este plecat la Paris, unde avea programat o întâlnire cu președintele Macron de mai multă vreme, criticat de altfel pentru această decizie de Rareș Bogdan. Deci unde suntem? Suntem în momentul de apogeu al crizei. Moțiunea a fost depusă. Ludovic Orban și Anca Dragu anunță că vor înștiința guvernul legător cu acest lucru și foarte probabil cei de la PNL vor încerca o contestație la Curtea Constituțională. Înțelegem demersul. Este o încercare de a câștiga timp, astfel încât moțiunea, dacă ajunge să voteze, să se voteze după 25 septembrie, iar Florin Câțu să iasă cel puțin președinte al partidului, dacă nu va mai putea rămâne și prim-ministru. Situația e complicată, președintele spune că vom ieși din criză, am ieșit din toate crizele, este în natura lucrurilor ca o criză să treacă, nu poate să fie permanentă, dar pe de altă parte să constatăm că instabilitatea guvernamentală există. Oricât ar nega-o politicienii, ea există, ea este o realitate, ea există din 1996. O singură excepție a fost în perioada în care Adrian Năstase a fost prim-ministru, între 2000 și 2004. În rest, am avut instabilitate guvernamentală și fluctuații ale majorității și asta trebuie să ne pună o serie de probleme, pentru că, unu, ori înțelegem că o coaliție se formează pe criterii de colegialitate și de parteneriat, ori schimbăm Constituția astfel încât să dăm unor instituții, președintelui, de exemplu, mai multă putere. Pentru moment, soluția este sau schimbarea primului ministru, sau un guvern minoritar cu sprijinul PSD, sau un eventual, dar cred că această ipoteză este mai puțin viabilă, un guvern minoritar sprijinit condiționat de USR Plus, dar asta după ce se termină alegerile din cele două partide. Deci oricum eu nu văd un sfârșit al crizei în zilele următoare, în niciun caz. Ea este legată de lupta internă din partide, dar să nu ne facem iluzii. Nu e legată de lupta internă din partide, este legată de problema guvernării, de problema celor care iau deciziile în ceea ce privește reformele și direcția reformei. Ce fel de alianțe de conjunctură identificați, domnule profesor, în aceste zile? L-am văzut pe Ludovic Orban cu interes, de asemenea, în cadrul Congresului din septembrie, din 25, o apropiere de USR Plus în ideea în care intenționează să împingă înainte moțiunea în Parlament. A venit astăzi cu argumente legale. Pe de altă parte, aripa Câțu din PNL împreună cu PSD forțează cumva nepunerea pe ordinea de zi acestei moțiuni. Cu orice fel de chichiță, am văzut problema cu semnăturile, astfel încât Florin Câțu să nu ajungă la Congres. Singurele alianțe de conjunctură pe care le putem identifica? Florin Câțu să nu ajungă să fie demis. Să fie demis înainte de Congres, da. Da. Am înțeles exact ideea, dar voiam să o clarific. Da. Este clar că domnul Orban are un interes. Nu știu dacă în momentul de față acest lucru îl mai ajută sau nu. Trebuie să spunem însă că este ceva foarte rar să interzice opoziției să-și manifeste într-o democrație constituțională, să-și manifeste forma de opoziție, adică să controleze guvernul. Dacă au depus o moțiune, dacă au afirmat-o politic, dacă nu există niciunul dintre parlamentari care să-și retragă în mod public semnătura, atunci s-au întrunit condițiile. Deci înțelegem bătălia care se dă, dar ea este la suprafață. Ea este la suprafață. Ceea ce va conta în ultimă instanță este formula guvernamentală și cred că este foarte dificil ca domnul Câțu să rămână ministru al unui guvern de coaliție, așa cum a fost stabilită coaliția în decembrie, prim-ministru, la asta mă refer. În rest, există tot felul de posibilități, dar să știți că în final cheia se află la
la președinte. Cum însă președintele Klaus Iohannis s-a întâlnit ieri cu Florin Câțu și nu a criticat în niciun fel situația existentă în PNL, mă aștept ca cel puțin până la congres acesta să rămână în continuare sprijinit mai mult decât discret de președinte. Ludovic Orban pare să fie dezavuat, se încearcă evacuarea lui totală din politică și se speră ca după congres schimbarea președintelui Camerei Deputaților să schimbe și raporturile de forță. Deci, vedeți, nu văd o rezolvare în următoarele săptămâni, nu are cum să fie o rezolvare în următoarele săptămâni, pentru că USR Plus nu mai poate face pași înapoi în momentul acesta. Domnul profesor, digitalizare, debirocratizare și aceste cuvinte le-am tot auzit și în acest mandat al guvernului și în guvernele anterioare și vreau neapărat să vedeți aceste fotografii și comentariul dumneavoastră. Miniștrii au venit astăzi, s-au și fotografiat în timp ce își depun demisiile, dar foarte interesant modul în care se întâmplă acest lucru, într-un registru, cu pixul, stând la coadă, un calculator îl vedem acolo, un computer cu ecranul negru, închis. Ce spuneți despre imaginile astea? Păi, sunt imaginile tipice ale administrației din România, o administrație în care nu s-a investit, care a rămas puternic politizată și care nu se poate niciun fel dezvolta. Aud pe mulți criticând administrația. Realitatea este însă că această componentă esențială a oricărei guvernări nu a fost în niciun fel susținută în cei 30 de ani, ca să fim mai exacti. Pentru că nici măcar pandemia nu a reușit să schimbe raporturile în ceea ce privește administrația. Există o reticență, nu doar birocratică, ci și politică la digitalizare, pentru că acesta este subiectul și o simțim cu toții. Există schimbări, dar aceste schimbări nu sunt suficient de rapide și în continuare registrul despre care vorbim aici este esențial. Iar calculatorul închis nu trebuie să ne mire, pentru că nu e așa, un calculator trebuie să fie folosit de cineva care își știe comenzile. Să mai spunem, domnule profesor, că acolo a fost chiar și ministrul digitalizării care a semnat în acea condică. Mulțumesc tare mult pentru analiza dumneavoastră. Mulțumesc și eu.